Constantin Țimbalist este inginer de profesie, dar mai aproape de suflet îi este arta și natura, lucru pe care l-a înțeles încă la facultate. Dacă la ore studia principiile fizice și matematice, în timpul liber crea bijuterii pentru colegii săi. Studenție și acolo mai era zile de naștere la diferite persoane, diferite studenți, din alte ca mine și mă gândeam că oricum dă să fac ceva din ceea ce am eu, la îndemână, cu ustensilele și sculele care le-am eu și zic că după aia mergem la zile de naștere și dăm și cadou și tot de obicei lumea era satisfăcută. Valentin nu a uitat de pasiunea din studenție nici peste 10 ani și astăzi bărbatul strânge orice bănuț, paietă și chiar coș de fructe. Aternate pe un fir electric și asortate corespunzător, ele se transformă în bijuterii stilate pentru o cină romantică ori numai bune de purtat la serviciu. Chestiile de natură cred că sunt cele mai accesibile, că mergi pe plajă, iarăși găsești diferite scoici. Dacă mergi prin pădure, gen acolo, iarăși s-o umie și una de chestii de la sâmburi până la lemn, până la ghinde. Pentru a crea bijuterii inedite, bărbatul a cutreierat mai multe țări. Din Spania și-a adus pietre și scoici, din România tot felul de plante, iar penele de struț au ajuns la el tocmai de la un circ din Elveția. Celelalte le-a primit de la o fermă de păsări din capitală. Nu știu, noi ne înțelegeam cu tipa care strângea pe acolo, care avea grijă, punea mâncare și ea ne strângea penile care erau deja sărite jos, ea ne le strângea pentru noi și noi le strângeam de acolo. Meșterul lucrează din greu la fiecare lucrare, iar procesul poate dura în jur de 2 ore, dar chiar și câteva luni. În atelierul meșterului nu găsești 2 perechi de cercei identici. Aceștia, de exemplu, au fost făcuți din bucăți de cocos și pietricele de pe litoralul francez, iar florile cândva au făcut parte din buchetul unei mirese. Adunând tot felul de lucruri neîntrebuințate de alții, Valentina a ajuns să elimine plasticul și să creeze bijuterii ecologice. Și asta cu mult înainte ca acest lucru să devină un trend mondial. După asta m-am gândit, băi, să nu mai folosesc eu plasticul, dă să-l exclude tot. Aparent, plasticul e cel mai accesibil ca atare să iei, dar de fapt m-am gândit mai accesibil dacă îi dai o tură în pădure, sunt chestii și mai accesibile ca atare. Bijuteriile create din lucruri reutilizate costă între 50 și 350 de lei și pot da culoare oricărei ținute.